Puterea ce minuni face sângele, sângele mielul lui, a mielul lui e putere. Puterea ce minuni face Iscus sângele al mielul lui. Vrei tu să scapi de păcat, sacină Thank you.
Lăudat să fie numele Domnului în veci de veci, amin. Amin. Mulțumim Domnului pentru că a existat o cruce, a fost o cruce, un calvar. Mulțumim Domnului că a existat o zi a învierii. Și mulțumim Domnului că există și această zi, datorită celor care au fost înaintea ei. Aceasta a fost calea pe care a găsit-o Dumnezeu ca să ne mântuiască, cum spunea Isaia dimineață. Și înainte câteva minute, frații au citit, Domnul a găsit cu cale să-l zdrobească prin suferință. Deci asta a fost calea găsită de Dumnezeu, ca noi în această dimineață să putem cânta, la calvar păcatul mi-e șters, la calvar eu har primesc, la calvar mântuire am în dar. Îți mulțumesc, Iisus, pentru calvar. Lăudați să fie Domnul! Lăudați să fie Domnul! Lăudat să fie Domnul pentru harul mântuirii și pentru jertfa Domnului Iisus, că în această ultimă sau primă duminică din decembrie și ultima din 2014 să putem sta la masa Domnului și să ne amintim nu de altceva. Nu ți-aminti că nu ți-ai plătit bilurile, că Domnul va purta de grijă. Nu ți-aminti că ești bolnav, că Domnul te poate vindeca astăzi. Nu ți-aminti că ai necazuri și probleme. Lasă-le toate în grija Lui. Amintește-ți în această dimineață de o cruce și de un deal al căpăținii pe care Fiul lui Dumnezeu a întins mâinile de voie bună. Eu nu cred că le-a legat cu funia, cum au făcut regizorii în acel film. Patimile lui Hristos au tras cu funile să-i pună mâinile unde trebuia bătut cuiul. Nu! Spunea Domnul în Evanghelia după Ioan că nimeni nu mi-o ia viața de cu sine, nu mi-o ia cu forța, nu mi-o ia cu sila, o dau eu de la mine, că am putere să o dau și am putere să o iau iarăși. El s-a dat de bună voie, s-a dus ca un miel la măcelărie, n-a deschis gura. Domnul a găsit cu cale să-l zdrobească prin suferință ca să nu ne zdrobească pe noi. Trebuia să ne zdrobească, trebuia să ne nimicească, dar aceasta a fost calea prin care ne-a mântuit. Și această cale nu este o teorie, nu este doar un om, este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Mărit să fie Domnul! Mulțumim Domnului de harul îndurării. Frați și surori, așa cum suntem înaintea Domnului, am vrea să facem o rugăciune în care să-i mulțumim Domnului pentru calvar, să-i mulțumim Domnului că s-a dat în locul nostru, să-i mulțumim Domnului că ne-a răscumpărat, să-i mulțumim Domnului că ne-a plătit datoria. Și înainte ca să ne rugăm Domnului, aș vrea să citim împreună, să rostim versetul frumos care este pentru această lună decembrie din Isaia capitolul 9. Cu versetul 6, dacă se poate pune, deja apărut pe cele trei scrinuri, după ce rostim pentru prima dată în această lună acest frumos verset, dați-mi voie, înainte ca să-l rostim cu toții, să-l citesc odată singur și apoi să-l rostim cu toții. După ce îl rostim cu toții, rog frații de aici, unul dintre ei, să ducă un microfon la fratele Ovidiu Rogojan și prin fratele Ovidiu să ne rugăm, cerând îndurarea Domnului pentru slujbă în continuare. Amin. Căci un copil ni s-a născut, un fiu ni s-a dat și domnia va fi pe umărul lui. Îl vor numi minunat, sfetnic, Dumnezeu tare, Părintele veșniciilor, Domn al păcii. Așa să-l rostim cu toții și apoi prin fratele Ovidiu ne rugăm Domnului. Căci un copil ni s-a născut, un fiu ni s-a dat și domnia va fi pe umărul lui. Îl vor numi minunat, sfetnic, Dumnezeu tare, Părintele veșniciilor, Domn al păcii. Amin! Prin fratele Ovidiu ne rugăm. Rugăm să ne acoperi cu sângele Fiului Tău, să ne pui între rănile Tale, Dumnezeule. Te rugăm să ne binecuvântezi pe fiecare în parte. Doamne, ne cunoști pe deplin și ne știi. Totul este gol și descoperit înaintea Ta, de aceea te rugăm, Părinte al veșnicilor, să te cobori în dreptul fiecăruia, Doamne. Pătrunde în inima fiecăruia și lasă ca Duhul Tău ce sfânt, Doamne, să pătrundă în inimile noastre, să-ți faci numele de slavă și în această dimineață. Atinge-te de fiecare în parte, Dumnezeule. Avem nevoie de atingerea Ta și în această dimineață.
Avem nevoie, Doamne, ca Tu să ne luminezi, avem nevoie, Doamne, ca Tu să ne ridici. Ridică unde ai de ridicat, Doamne, vindecă unde ai de vindecat și lasă ca numele Tău și în această dimineață să fie înălțat. Te rugăm, Doamne, să binecuvântezi cuvântul Evangheliei. Binecuvântează robii Tăi, Doamne. Lasă ca cuvântul Tău să fie vestit prin puterea Duhului Tău ce sfânt. Trezește poporul la realitate, Dumnezeule, trezește-ne pe fiecare în parte și ajută-ne, Doamne, ca să putem să-ți înălțăm numele Tău. Tu ești singurul Dumnezeu. Noi ne-am pus nădejdea și încrederea în Tine, Doamne, și de aceea îți mulțumim, căci întotdeauna când Te-am chemat, ai fost acela care ne-ai ascultat, Doamne, ne-ai binecuvântat și aceasta nu pentru meritul nostru, ci din pricina sângelui Fiului Tău, Doamne, din pricina jertfei Fiului Tău. Îți mulțumim, Părinte al veșnicilor, că ne iubești și ne iubești cu o iubire veșnică, de aceea Te binecuvântăm pe Tine, Doamne. Binecuvântează de la mare la mic, tânăr la bătrân, pe fiecare în parte, Dumnezeule, și lasă ca numele Tău să fie înălțat. Vrem, Doamne, să Te vedem la lucru și în această dimineață și îți mulțumim că Tu ești prezent în mijlocul nostru, îți mulțumim că ești gata să Te atingi de noi, Doamne, și de aceea Te binecuvântăm pe Tine. Te rugăm să binecuvântezi corul, fanfara, Te rugăm să binecuvântezi pe toți aceia care vor cânta, care vor spune poezii sau tot ce se va face, Doamne, să se facă spre slava și lauda numelui Tău. Îți mulțumim că ne asculți, îți mulțumim că ne primești, îți mulțumim că-ți vei lucra mai mult decât noi știm să-ți cerem. În numele Tatălui, Fiului și Duhului Sfânt îți mulțumim în vecii vecilor. Amin. Domnului pentru dimineața aceasta binecuvântată de El. Mulțumim că-și Dumnezeu a găsit cu cale să ne cheme pe fiecare pe nume. În dimineața aceasta ne-am adunat în casa Lui și am dorit cu toții să rămânem într-un duh de rugăciune. Să ne rugăm Dumnezeu să-și însoțească lucrarea Lui, să trezească inimile noastre și să ne așeze acolo unde ne-a chemat. Și cuvântul Domnului spunea că El ne-a așezat pe stâncă. Domnul să ne ajute să rămânem acolo. Fanfara vă lăuda pe Domnul cu o cântare. După fanfară, familia lărgită a fratelui Leri vor lăuda pe Domnul cu o cântare. După ce termină cântarea, un frate are un salut din partea bisericii din Marlboro. După care corul va lăuda pe Domnul cu o cântare și Domnul să-i binecuvinteze pe toți. Amin. Amin. Thank you.
Aș vrea să încep cu Sfânta Scriptură. Când am plecat de acasă, fratele păstor, păstorul Bisericii Maranata din Melbourne, m-a însărcinat să transmit un salut tuturor bisericilor pe unde ajungem. Și salutul este din Evrei, capitolul 12 cu versetul 14. Urmăriți pacea cu toți și sfințirea, fără de care nimeni nu va vedea pe Domnul. Am primit de la dumneavoastră de aici o Biblie bilingvă și în traducerea engleză spune: urmăriți pacea cu toți oamenii și sfințirea, fără de care nimeni nu va vedea pe Domnul. Și din partea mea personal vă rog să citiți și versetul următor: nimeni să nu se abată de la harul lui Dumnezeu, ca nu cumva să dea lăstari vreo rădăcină de amărăciune și mulți să fie întinați. Dimineața aceasta suntem în casa Domnului și ne aducem aminte din nou că suntem mântuiți prin har, slăviți să fie Dumnezeu. Fără Hristos, cred că întrunirea noastră n-ar avea niciun sens aici. Lăudați să fie numele Lui. Prin harul lui Dumnezeu suntem mântuiți și să rămânem în harul acesta. Harul acesta ne aduce aminte că nu suntem perfecți niciunul dintre noi înaintea lui Dumnezeu și prin fapte nu ne putem mântui. Am fost mântuiți prin har ca să nu se laude nimeni. N-are voie nimeni să se laudă. Dacă avem cumva tendința să ne lăudăm, când este vorba de mântuire, nu ne putem lăuda cu nimic. Suntem mântuiți prin harul lui Dumnezeu. Și dacă credeți că noi suntem neprihăniți, așa cum spune Scriptura, să știți că noi suntem în primul rând socotiți neprihăniți prin Iisus Hristos. El a fost făcut de Dumnezeu pentru noi neprihănirea noastră. Și când rămânem în Hristos, rămânem în harul Lui. Când rămânem în harul Lui, nu avem voie să fim amărâți, nu avem voie să avem nicio întristare și Dumnezeu să ne încurajeze în sensul acesta să putem trăi numai pentru gloria Lui. Aș fi multe lucruri care aș putea să vă spun, dar nu este momentul aici. Locuri diferite, biserici diferite și vă pot spune din ce am văzut, nu există două biserici baptiste la fel și nu există două biserici pentecostale la fel. Dar este harul felurit al lui Dumnezeu și cum spunea cineva, în lucrurile esențiale avem unitate. În lucrurile neesențiale avem toată libertatea pe care ne-a adus-o Hristos. Și nu suntem strânși din nicio parte, ne închinăm fiecare așa cum Dumnezeu ne-a pus pe inimă, ne adunăm așa cum Dumnezeu ne-a pus pe inimă și dacă avem în minte lucrul acesta că tot ceea ce facem, facem pentru Dumnezeu, El poate fi binecuvântat prin viața noastră. Vă salut în numele Domnului Iisus Hristos și sunt bucuros să fiu în mijlocul dumneavoastră. Am emoții, sunt biserici mari, sunteți mai mulți. Noi venim dintr-o bisericuță mică. Și de câțiva ani tot așa suntem și ca și între români, pe unde mergem, cum se mărește un pic biserica, se extinde câmpul de misiune și se mai înființează o biserică. Dumnezeu să binecuvânteze toate bisericile, lăudați să fie numele Lui. Amin.
frați și surori, dați-mi voie să spun câteva lucruri legate de biserica noastră. Frații de la cor, cei doi dirijori, fratele Leri și sora Angela, anunță și ne invită pe cei care dorim și doriți să cântați la cor, să vă alăturați corului, mai ales cu sărbătorile de iarnă, luați legătura cu cei doi dirijori sau pur și simplu mergeți la repetiții luni și miercuri seara începând cu ora 8. Domnul să vă binecuvinteze. Apoi nu uitați duminica viitoare la slujba de seară, avem ultima strângere pentru a reduce acel cont pe care îl avem și loan pe care îl avem la bancă. Domnul să ne binecuvinteze și la această lucrare. Deci duminica viitoare la slujba de seară va fi ultima tură, spunem așa, din acest an. Bineînțeles că probabil că va trebui să începem altă tură anul viitor, dar anul acesta, așa cum spunea fratele Teo, nu o să se mai ceară bani. Mai sunt doar 3 săptămâni, așa că nu este așa mult. Domnul să ne binecuvinteze și la această lucrare. Avem aici în acest buletin anunțul cu grupul Speranța. Aici este trecută ora 8. Am vorbit și cu fratele Vasile. Ei au pus pe internet că slujba la noi în biserică începe la ora 7. Eu zic că e bine să mergem pe ora 7, având în vedere că deja la 5:30 este întuneric afară și cei care lucrează în construcții, numai dacă își aprind becurile, pot să mai lucreze. Dar vineri seara putem să nu o facem și să venim să fim aici la ora 7. Se termină la 9:00, avem 2 predicatori și eu cred că este bine să ne întâlnim la ora 7 și eu cred că dumneavoastră sunteți de acord. Dacă sunteți de acord, vreau un amin de la dumneavoastră. Yes, mă mulțumim. Deci vineri seara, spuneți și celorlalți care nu sunt probabil acasă sau prietenilor dumneavoastră pe care îi întâlniți, o să ne întâlnim începând cu ora 7 și Domnul să ne binecuvinteze. Haideți acum să ne ridicăm în picioare, să cântăm împreună cu grupul de laudă o cântare. În timpul acestei cântări ne închinăm Domnului cu darurile noastre de bunăvoie și slujba va continua. Amin. Voi vedea.
rugile în felul. Ce minunat, ce glorios, neîncetat îi voi cânta. O veșnicie întreagă. Ce minunat, ce frumos, reocupați locurile. Îi mulțumim, Domnule, că suntem aici în dimineața aceasta și așa cum am auzit cântarea aceasta, merită Mielul lui Dumnezeu să primească toată slava, gloria și onoarea. Amin. Pentru că El ne-a mântuit sufletele noastre, El ne-a vindecat boalele și suferințele noastre și merită, Domnul, dimineața aceasta și totdeauna să-L glorificăm, lăudat să fie Domnul. După cum urmează, fanfara bisericii se va închina Domnului cu o cântare, apoi Domnul să binecuvinteze pe fratele Isaac să cânte o cântare spre slava Domnului. Și după aceste două puncte ne pregătim inimile să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu, să ne rugăm, frați și surori, că Duhul lui Dumnezeu și Domnul este prezent aici și este nevoie de hrana de care noi să o primim în dimineața aceasta. Și Domnul să binecuvinteze fratele Vasile și astfel Duhul Domnului să-L folosească pentru noi. Iar corul bisericii se va închina Domnului în timpul frângerea pâinii și toate acestea să fie spre slava Domnului. Amin. Thank you.
O dragoste mai plină, mai avântat și mai ușor să zbori înspre lumină, mai avântat. Liniștit povara spre slava Celui cea purtat de dragul Tău o cara spre slava Iubiți frați și surori, iubite că Biserica Domnului Iisus, având harul binecuvântat ca și în dimineața zilei de astăzi să fim în casa Domnului, să avem această mare bucurie pe care Dumnezeu ne-a rânduit-o și în ziua de astăzi, având mișcare, umblare, auz, văz, ne-a înzestrat Dumnezeu cu toate calitățile și toate abilitățile omenești și am ajuns prin harul Domnului să ne închinăm înaintea Lui și să-i simțim prezența Lui binecuvântată. Ne-a dat Dumnezeu și harul să-i cântăm și să-l binecuvântăm pentru marea Lui îndurare. Iar acum, prin harul Domnului, vom poposi doar câteva minute asupra câtorva lucruri pe care aș dori ca Dumnezeu să
ni le dea ca o hrană spirituală în ziua de astăzi. Și pentru aceasta vă invit cu tot respectul să ne ridicăm în picioare și să citim un text din Sfânta Scriptură, care se găsește la pagina 959, Evanghelia după Matei, capitolul 27, începând cu versetul 15 și vom încheia cu versetul 24. Este un pasaj din Sfânta Scriptură care descrie un moment din viața Domnului Iisus Hristos pe care nu merita să îi se facă. La fiecare praznic al Paștelor, dregătorul avea obicei să sloboadă noromudului un întemnițat pe care îl voiau ei. Pe atunci avea un întemnițat vestit, numit Baraba. Când erau adunați la un loc, Pilat le-a zis: pe care voi să vi-l slobod? Pe Baraba sau pe Iisus, care se numește Hristos? Căci știa că din pismă dăduseră pe Iisus în mâinile lui. Pe când stătea Pilat pe scaunul de judecată, nevastă sa a trimis să-i spună să n-ai nimic a face cu neprihănitul acesta, căci azi am suferit mult în vis din pricina lui. Preoții cei mai de seamă și bătrânii au înduplecat noroadele să ceară pe Baraba, iar pe Iisus să-l omoare. Dregătorul a luat cuvântul și a zis: pe care din amândoi voiți să vi-l slobod? Pe Baraba, au răspuns ei. Pilat le-a zis: dar ce să fac cu Iisus? Care se numește Hristos, să fie răstignit. Când a văzut Pilat că n-ajunge la niciun, la nimic, ci să face mai multă zarvă, a luat apă și a spălat mâinile înaintea norodului și a zis: eu sunt nevinovat de sângele neprihănitului acestuia, treaba voastră. Vă rog să reocupați locurile. Iubiți frați și surori, ziua de astăzi este o zi deosebită din viața noastră, o zi deosebită din anul acesta. De fapt, în mod normal, noi nu avem decât 12 zile într-un an de felul acesta. Sunt zile când căutăm cu tot din adinsul trup, suflet și duh să ne contopim și să ne facem una cu Cel ce a plătit păcatul în locul nostru, cu Cel ce a plătit cu viața păcatele noastre și fără de legile noastre. Și așa după cum se citea dimineață din Isaia, El a fost luat prin apăsare și pedeapsa care ne dă nouă pace a căzut asupra Lui, și prin rănile Lui noi suntem tămăduiți. Slăvit să fie numele Domnului! Ziua de astăzi este o zi deosebită pentru că avem o mare responsabilitate. Este o responsabilitate care revine fiecărui creștin conștient, căci a primit din mâna Dumnezeului celui viu, fără să aibă niciun merit, fără să aibă niciun fel de atribuție la acest dar binecuvântat. Am primit darul mântuirii, adus prin har în Domnul nostru Iisus Hristos. Slăvit să fie numele Lui! Ochii mei s-au oprit asupra versetului din 22, unde există o întrebare și care această întrebare, poate că când citim pe acolo, credem că gata, a fost atunci, în timp, istoria a acoperit-o cu praful ei și nu cred că mai este valabilă.
Așa spun unii comentatori, dar nu este adevărat. Dacă atunci în fața mulțimii acest dregător și-a ridicat cuvântul și a spus: dar ce să fac cu Iisus, care se numește Hristos? A întrebat o mulțime, a întrebat oamenii din jur, probabil și-a întrebat pe cei ce erau lângă el acolo: ce vreți să fac cu el? Aș vrea să-ți spun în dimineața zilei de astăzi, căci această întrebare este tot la fel de autentică și azi ca și atunci. Și tu și eu suntem chemați să dăm de fiecare dată sau poate de mai multe ori în viață un răspuns alături de această întrebare, alături de acest Iisus care se numește Hristosul. Și întrebarea este: ce vrei să faci cu El? Ce ai decis să faci cu Iisus? Iisus este înaintea ta. Iisus așteaptă să dai o decizie. Decizia ta va fi auzită nu numai de tine însuți. Decizia ta va fi auzită de cerul întreg, de lumea îngerilor. Decizia ta va fi auzită de oamenii din jur. Decizia ta va fi auzită de lumea demonilor. Ce vrei să faci cu Iisus? Și ce vrei să fac cu Iisus? Aș vrea ca Duhul lui Dumnezeu să ne călăuzească, pentru că și nu avem decât două lucruri, două alternative în această situație. Una este să-L primești ca Mântuitor și ca Domn, să nu-ți fie rușine de ranele Lui și de durerea Lui. Și a doua, să-L respingi. Și poate să ajungi până acolo unde a ajuns acea femeie care a zis să n-ai nimic de-a face cu El. Stai departe de El, păzește-te. Pentru că eu am avut o problemă. E decizia ta și e decizia mea. Mi-aduc aminte că și-aș putea să spun odată în viață, cel puțin fiecare din noi care sunteți prezenți aici, ni s-a dat această situație să trecem prin astfel de împrejurări și să spunem: ce vrei să faci cu Iisus? Mi-aduc aminte când ne-a chemat ca să ne facă membri de partid și ne-a întrebat: vrei să te lași de Iisus? Partidul nostru nu acceptă această ideologie și ca și copii de credincioși a trebuit să iei o decizie. Mulți s-au ascuns sub ea, crezând că dacă îi dau o altă formă, nu e același sens. Și s-au reîntors mai târziu. Alții a trebuit să acceptăm rușinea și batjocurile și să spun: da, sunt pocăit. Și dacă sunt pocăit, rămân pocăit. Și Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Ce vrei să faci cu Iisus? Este răspunsul care va suna și va răsuna peste vremuri, peste ani, în viața ta și în viața familiei tale. Aduc aminte de pasajul biblic, cât de trist a fost pentru Petru când în situația aceea acolo, când și în acea conjunctură a trebuit să dea un răspuns, l-a văzut. Iisus era în fața lui, era în fața lui Caiafa, era acolo, în pretorul de judecat acestor marilor preoți. Și a venit o slujnică și a spus: tu ce faci cu Iisus? Tu ce ai să faci cu Hristos? Și ce a zis Petru? Femeie, nu-L cunosc. N-am nimic de-a face. Nu cumva ți se pare mântuirea o povară prea grea? Nu ți se pare cumva poate Iisus Hristos ceva care îți aduce disconfort, îți aduce neplăcere? Aș vrea să spun un lucru. Era o cântare care se cânta în țară.
Drumul crucii sau calea crucii grea și amară până ieși din lume afară. Atâta timp cât tu vei căuta și eu voi căuta să aduci și să împaci, să faci această unitate între Hristos și lume cu compromisuri, n-ai să ai nicio șansă și n-am să am nicio șansă. Iisus rămâne același. Rămâne același și când este chinuit, rămâne același și în slavă, viu în vecii vecilor, slăvit să fie numele Lui. Amin. Oamenii își dau răspunsurile și forme care noi le găsim în Sfânta Scriptură, care oamenii le-au folosit când L-au respins pe Iisus. Unii respins pe Iisus prin disprețul lor. Îl disprețuiești, este o formă de a-L respinge, este o formă de a sta departe de El. Ce înseamnă aceasta? La baza disprețului sunt câteva motive care le ai și le găsim în Sfânta Scriptură. Și aș vrea să deschideți cu mine Biblia la Romani, capitolul 2. Și haideți să vedeți ce aveau oamenii aceștia și ce îi încurca pe ei. Și Biblia ne spune aici în felul următor, Romani, capitolul 8, 2, versetul 3 și versetul 4, unde Biblia ne spune în felul următor, ne descrie atitudinea sau decizia unor oameni care au găsit cu cale să facă lucrul acesta. Și Biblia zice așa, și crezi tu, omule, care judeci pe cei ce săvârșesc astfel de lucruri și pe care le faci și tu, că vei scăpa de judecata lui Dumnezeu? Sau disprețuiești tu bogățiile bunătății, îngăduinței și îndelungei lui răbdări? Nu vezi tu căci bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Iubitul meu, frate și soră, când te-ai ridicat din așternutul patului de dimineață, n-ai văzut-o că-și bunătatea lui Dumnezeu te-a îndemnat la pocăință? N-ai văzut că faptul că umbli, faptul că auzi, faptul că ai sănătate, faptul că ai grai și poți să te adresezi celor iubiți din casă cu un bună dimineața, cu un Dumnezeu să vă binecuvinteze, este un har și o bunătate a lui Dumnezeu care te-a îndemnat și mă îndeamnă la pocăință. Doamne, ajută-ne și dă-ne putere. Ajută-ne ca să nu cumva, datorită faptului că vedem nu știu ce lucruri, avem nu știu ce frustrări, ne comparăm cu alții și ne facem o balanță, căutând să ne stratificăm, să ne arătăm că suntem nu știu ce. Ascultați, frați și surori, nici unul n-a dobândit harul prin merit. Harul am primit căci Domnul ni l-a dat, slăvit să fie numele Lui. Ce faci cu Iisus? Îl disprețuiești sau îl respingi prin forma aceasta prin care se poate vedea și această atitudine a oamenilor? A doilea lucru, a doua formă prin care oamenii și noi deseori suntem cei ce cădem în ispita aceasta, este forma de ignorare, este forma aceasta de neglijare. Neglijăm și spunem, nu-i chiar atât de important, mai vine o zi, o mai fi odată cina Domnului. E adevărat că e ultima din 2014, dar urmează 2015 și vine prima. Mai este o zi, o mai fi ceva. Aș vrea să spun că nu e bine, nu e o atitudine corectă. De ce vrei să pui multe lucruri și să pun multe lucruri în fața acestei mari și binecuvântate sărbători, sărbătoarea de împărtășirea cu trupul și sângele Domnului? Nu merită degradată, nu merită denigrată pentru nimic din lume și pentru niciun lucru din lume. Nici pentru geabul care e obligatoriu să-l faci duminica,
nici pentru banii care i-ai putea câștiga. E ziua când trebuie să stai la masă cu Domnul. E ziua când trebuie să stau față în față cu Mântuitorul meu și să ne ajute Dumnezeu să nu-L ignorăm, să nu trebuie să nu-L devalorizăm, să nu-L înjosim, ci să-I acordăm prioritatea care este și care o merită. Slăvit să fie numele Domnului! Deschidem Biblia în Luca, în capitolul 7, cu versetul 30, să vedeți atitudinea unor oameni care au ignorat, care au crezut că pentru ei nu-și are mare valoare și au zis ce spune Biblia aici. Luca, capitolul 7, cu versetul 30. Dar farisei și învățătorii legii au zădărnicit planul lui Dumnezeu pentru ei, neprimind botezul. Oamenii aceștia au zădărnicit planul lui Dumnezeu cu privire la ei, neprimind botezul. Și acum aș vrea să fac o mică remarcă. Dacă botezul este o condiție a mântuirii, și este, frați și surori, că așa spune Petru, căci icoana aceasta mântuitoare, și anume botezul, vă mântuiește pe voi acum. Dacă aceasta este o condiție care face parte integrantă din mântuirea ta și a mea, aș vrea să spun că și cina Domnului face parte integrantă din mântuirea sufletului tău. Și acum aș vrea să te întreb, ce vrei să faci? Ce vrei să faci? Vei zădărnici planul lui Dumnezeu cu privire la tine? Poate astăzi la cină Dumnezeu are un plan ca să te mântuiască, să te vindece de boalele și de durerile tale, să-ți vindece sufletul de frustrări și de amărăciuni. Ce ai să faci? Și ce am să fac e decizia ta. În urma deciziei mele și în urma deciziei tale ne tragem fiecare consecințele. De aceea, haideți să luăm în mod serios lucrul acesta, pentru că și în capitolul 6 din Ioan, capitolul 6 din Ioan, aș vrea să citesc un verset care ne spune în felul următor. Și auziți ce spune Biblia? Adevărat, adevărat vă spun că dacă nu mâncați trupul Fiului Omului și dacă nu beți sângele Lui, n-aveți viață în voi înșivă. Frate și soră, viața mea trebuie să fiu conștient că depinde de această relație cu Dumnezeu. Depinde de această relație cu Mântuitorul meu. Dacă mă voi face una cu El, dacă voi avea o comuniune cu El, atunci viața va inunda viața mea. Și asta îmi doresc și asta vă doresc tuturora. Dumnezeu să vă binecuvinteze! Apoi o altă formă care o găsim este încrederea în sine. Și această încredere în noi înșine ne privatizează și ne duce totdeauna la răspunsul final de a-L respinge pe Hristos, de a aduce această nefavorabilă stare peste noi. Și lucrul acesta am vrea să ne ducem în textul care l-am citit și să-l vedeți acolo. Și aș vrea să-l reamintesc, este ceea ce spunea acea femeie, nevasta lui Pilat, care i-a spus, pe când stătea Pilat pe scaunul de judecată, nevasta sa a trimis să-i spună să n-ai nimic de-a face cu omul acesta. Nu te implica, nu te apropia, nu-l primi! Că e pusă în pericol slujba ta, e pusă în pericol funcția și viața familiei, pentru că societatea respinge, societatea n-are nevoie, o societate imorală, n-are nevoie de un Hristos sfânt. Nu are, ei și-au viața lor și ea a spus să n-ai nimic de-a face, să nu ai nimic de-a face, stai departe. Aceasta e, noi ne descurcăm singuri. Geabul nostru e suficient, banii noștri ne ajung, pozițiile noastre ne dau ceea ce vrem,
tu să n-ai nimic de-a face cu el. Aș vrea să-ți spun că dacă o stare de genul acesta îți este cea care îți dirigează viața, nu va dura mult, pentru că și totul este trecător. Biblia spune că și toate se învechesc ca o haină. Toate! Și bogăția, spune Biblia, că nu-i credincioasă nimănui. Ea nu stă și nu-i credincioasă nimănui. Se mută când de la unul, când la altul. Unul singur este cel care dă siguranță deplină. Și acesta este Iisus Hristos, slăvit să fie numele Lui. Și pentru aceasta aș dori din toată inima să ne aplecăm cu recunoștință și cu smerenie și haideți să mai citim un verset care reprezintă această încredere în om și pe care oamenii caută întotdeauna să rămână în ea. Nu-i bună și o doresc ca Dumnezeu să ne ajute să o îndepărtăm de la noi. Și auziți ce spune Biblia aici în versetul 5 din capitolul 2 din Romani. Dar cu împietrirea inimii tale, care nu vrea să se pocăiască, îți adună comoară de mânie pentru ziua mâniei și arătării dreptei judecăți a lui Dumnezeu, care va răsplăti fiecăruia după faptele lui. Și mai jos spune, și anume, va da viață veșnică celor ce prin stăruința în bine caută slava, cinstea și nemurirea, slăvit să fie numele Domnului. Toate aceste lucruri sunt lucruri care dau, sunt răspunsuri care oamenii le au cu privire la această întrebare. Și mai există și partea cealaltă. Poți să-L respingi și tot atât de bine poți să-L primești, poți să-L accepți. Și aș vrea ca nici unul dintre noi care sunt prezenți în ziua de astăzi să nu fie dintre aceia care să respingă, care să stea deoparte, ci tot să fie din aceia care îl doresc, îl adoră și vreau să stea la masă cu el. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Dumnezeu să ne dea această certitudine și să ne dea această decizie. Vrem să stăm la masă cu Domnul. Vrem să stăm în priajma Lui. Vrem să-I spunem, Tu ești iubitul sufletului nostru. Pe nimeni altul nu avem sub soare ca pe Tine. Tu ești Dumnezeu din Dumnezeu, Mântuitorul nostru, binecuvântat să fie numele Lui. Poți să-L accepți, poți să ai acest răspuns și poți să vii cu El și să-L aduci înaintea lui Dumnezeu. Și găsim lucrul acesta în Sfânta Scriptură, găsim lucrul acesta în Ioan, în capitolul 6. Haideți să vedeți cum era răspunsul acesta de acceptare a acestui om. Un răspuns care vine printr-o convingere totală, absolută, cine este Hristos. După ce ești convins absolut și întregime cine este Hristos, auziți ce răspuns frumos ne dă Sfânta Scriptură prin acest om, care Biblia ne-l descrie și spune în felul următor. Și am să citesc versetele acestea, 6 Ioan, cu versetul 67, 68 și 69. Doamne, a răspuns Simon Petru, la cine să ne ducem? Tu ai cuvintele vieții veșnice. Slăvit să fie numele Domnului. Vei alege astăzi să spui și tu ca Petru și împreună să spunem cu toți, Doamne, la cine să ne ducem? Tu ai cuvintele vieții veșnice și noi am crezut și am ajuns la cunoștința că Tu ești Hristosul, Sfântul lui Dumnezeu, slăvit să fie numele Domnului. Dragul meu, frate și soră, ai toată certitudinea și puterea să te apropii cu încredere când ești convins că singura ta șansă și singura ta salvare este Hristos, Domnul, slăvit să fie numele Lui. Nimeni nu îndrăsnește să întindă mâna prin meritul Lui personal. Toți întindem mâna pentru că am credem
și suntem încredințați că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Credem și suntem încredințați că Harul Lui este Cel ce ni s-a dăruit și nouă, slăvit să fie numele Lui. Doamne, nu căutăm în altă parte, salvarea noastră este aici, la picioarele Tale, binecuvântat să fie numele Domnului. Iubiți frați și surori, timpul s-a dus, vrem să lăsăm timp în care noi să ne apropiem de trupul și sângele Domnului și aș vrea ca să-ți răsune în minte tot timpul întrebarea aceasta: ce vrei să faci cu Iisus? E o întrebare care a străbătut secolele și va străbate timpul până va veni Iisus. De aceea, eu aș vrea să spun tuturora, vreau să-L urmez pe Iisus și zic: Doamne, ajută-mă! Dacă și Tu vrei, spune din inima ta și cu gura tare: Doamne, ajută-mă! Doamne, dă-mi putere! Doamne, dă izbândă! Amin! Frați și surori, mulțumim Domnului pentru harul de care ne-a făcut parte și în această dimineață. În timp ce se citea acest text, mi-a venit în minte că în anii 1800, în timp ce predica marele predicator Moody în Chicago, predica exact din acest subiect și această frază: ce să facem cu Iisus din Nazaret? Într-o seară când a predicat, a încheiat slujba și a spus, a mers în câteva serii acest subiect și el se gândea că în ultima seară sau în ultimele două seri va spune oamenilor ce să facă cu Iisus din Nazaret. Și în timp ce a terminat slujba, probabil la rugăciunea de mulțumire, a izbucnit marele incendiu în Chicago, care a măturat aproape tot orașul. Și Moody, pe patul morții, își amintea de această greșeală numită de el o greșeală fatală, spunea el, pentru că n-am spus oamenilor ce să facă cu Iisus în seara aceea, pentru că Iisus nu este un domn pentru mâine, că mâine este al Lui, dar nu este al nostru. De aceea să-L primim pe Iisus Hristos astăzi. Slăvit să fie Domnul și Domnul să binecuvinteze inimile noastre. Amin. Haideți, frații slujitori, vă invit să ne adunăm în jurul mesei de împărtășanie. Toți frații slujitori vă invităm să veniți acolo și slujba continuă. Amin. Cu frații slujitori ne deplasăm.
și toiacul bun și să vă îmbrăcați în dragă, căci este Paștele Domnului. În noaptea aceea eu voi trece din țara Egiptului și voi lovi pe toți întâi născuți din țara Egiptului, de la oameni până la locuitoace, și voi face judecată împotriva tuturor zeilor Egiptului. Eu sunt Domnul. Sângele va sluji ca semn pe casele unde veți fi. Eu voi vedea sângele și voi trece pe lângă voi. Așa că nu vă va nimici nicio orgie atunci când voi lovi țara Egiptului. Și pomenirea acestei zile s-o păstrați și s-o prăzuniți prin o sărbătoare în cinstea Domnului. S-o prăzuniți ca o lege veșnică pentru urmașii voștri. Amin. Cu toți în rugă și apoi frații amintiți. Se rog. Doamne Dumnezeu, înaintea Sfintelor Taine, Doamne, pe care te rugăm din toată inima să binecuvintezi lucrarea aceasta. Suntem încredințați că ori de câte ori facem lucrul acesta, vestim moartea Ta până vei veni Tu. Cu frică și cu recunoștință ne închinăm înaintea Ta și îți mulțumim pentru că ne-ai mântuit. Îți mulțumim că ai venit în lumea noastră de dragul nostru să ne salvezi, să ne dai viață din viața Ta. De dragul nostru și a lumii întregi ai părăsit gloria cerească, splendorile și mărețiile cerului. Ai venit în lumea noastră la ocară, la dispreț, la bajocură. Disprețuit și părăsit de oameni, ai fost un om al durerii, obișnuit cu suferința. Ai venit să ne dai viață și mântuire, ai venit să suferi în locul meu, în locul nostru, să ne dai mântuirea. Te slăvim și te lăudăm din toată inima. O glorie ție, tu ești iubitul sufletului nostru. Tu ești fericirea noastră, tu ești bucuria noastră, tu ești izvorul vieții noastre. Te lăudăm și îți mulțumim, te glorificăm, Doamne. Te rog din toată inima să binecuvintezi pâinea aceasta, azimea aceasta care simbolizează trupul Tău. Trupul Tău care a fost frânt pe crucea Golgotei, trupul Tău care a fost brăzdat de bicele romane, acel ce ai fost legat la stâlpul batjocurei, ai suferit o cara disprețul în locul nostru. Îți mulțumim, Doamne! Te iubim și Te slujim, dorim toată viața să-ți rămâne mulțumitori, recunoscători harului mântuirii, Doamne.
alegerii pe care le-ai făcut-o pentru împărăția ta, împodobească-te gloria în veci. Binecuvântă moștenirea ta, răscumpărații tăi. Doamne, ajută-ne să fim una, așa cum pâinea aceasta, azima aceasta este una, Doamne. În numele Domnului Iisus, te rog, întărește-ți poporul tău, frații, surorile, tinerii care te iubesc, care te doresc, care din inimă sinceră și nefățarnică, fără prefăcătorie, doresc apropierea de tine. Întărește-ne pe fiecare și fă-ți numele de slavă în Sionul tău, Doamne. Dă valoare acestei azime, acestei pâini, dă-i valoarea trupului tău, Doamne. Fiecare frate, fiecare soră care cu frică și cu necunoștință va întinde mâna să simtă viață din viața ta, să simtă tămăduire, vindecare, să simtă eliberare, dezrobire, Doamne! O, aleluia, fii slăvit! Îți mulțumim că Tu ești același, Doamne, care lucrezi și astăzi. Îți mulțumim că suntem rodul suferinței Tale. Îți mulțumim că suntem ai Tăi și dorim să rămânem ai Tăi pentru veșnicie. Îți mulțumesc că ai binecuvântat pâinea aceasta. Îți mulțumesc că ai binecuvântat poporul, răscumpărații, rodul suferințelor Tale. Leagă-ne pe toți de cer, de împărăție, pregătindu-ne. Vezi, Tu vei veni în curând, Te așteptăm, Te dorim, Te iubim. Vino, Doamne, fii glorificat și slăvit, Tată, prin Domnul Iisus și Duhul Sfânt. Amin. Tată, Doamne, și Părinte al Slavei, vin să-ți mulțumesc, Doamne, din toată inima mea, pentru harul care mi l-ai dat în ziua de astăzi. Cu tot că dis de dimineață nu nădăjduiam că ajung aceste momente să petrec împreună cu frații în Sion. Dar Tu ai privit înspre mine, ai îndepărtat de la mine acea stare care m-a incomodat atât de mult. Mi-ai dat puterea să stau împreună cu frații. Amin, amin. Îți mulțumesc, Doamne. Prin aceasta eu citesc în ochii Tăi dragoste. O, Doamne, citesc în ziua de astăzi în Tine bunătate. Ca mine poate mai sunt frați de-ai mei în această biserică. Poate n-au nădăjduit că vor putea ajunge să se poată împărtăși în ziua de astăzi cu corpul și sângele Tău minunat, care ne dă viață, prin care putem trăi, prin care ne putem apropia de Tine, prin care Te putem cunoaște. Pentru că îți cunoaștem bunătate, îți cunoaștem puterea învierii, dar îți cunoaștem și puterea vindecării pentru noi. În această zi, Părinte al Slavei, mă rog înaintea Ta pentru întreaga adunare. Doamne, Tată din ceruri, dacă va fi cineva bolnav în locul acesta, Părinte al Slavei, întotdeauna Tu, o Doamne, Te-ai plecat spre cei care sunt bolnavi și ei vindecat. Astăzi, mai mult ca oricând, avem nevoie de Tine. Amin. Avem nevoie de vindecare, de o vindecare spirituală, de o vindecare fizică. Avem nevoie de Tine, Doamne, în toate domeniile vieții noastre. Acum, Tată, Doamne, îți mulțumim că Tu șezi cu noi la masă și lucrul acesta îl credem, că Tu șezi cu noi la masă. Și Te rog, Tată, Doamne, mai mult decât oricine care ar putea să rostească o rugăciune de binecuvântare peste acest rod al viței. Tu ești Divinul și Domnul și Dumnezeul minunat care a instituit de prima dată această lucrare minunată. Ia acest pahar, o Doamne, cu rodul viței în mâna Ta. O Doamne, Tată, și binecuvintează-L. Transformă-i calitățile Lui de rod al viței în calitățile sângelui Tău, pentru că ce avem nevoie de iertare, Doamne. Părinte al Slavei, dacă va fi cineva legat în lanțurile fără de legilor, al păcatelor, Doamne, nu lăsa acolo, ci Te rog ca prin jertfa Ta minunată, eliberează,
În ziua de astăzi fă zi de eliberare. Chiar dacă este ultima lună, o, Doamne, noi binecuvântăm numele Tău și Te slăvim că ei parte cu noi la masă. O, Doamne, cu încredere, suntem în inima noastră că Tu ai luat rodul viței în mâna Ta și l-ai binecuvântat. I-ai schimbat, i-ai transformat calitățile lui de rod al viței în calitățile sângelui Tău. În numele Domnului Iisus Te binecuvântăm, Dumnezeul nostru Tată, Fiule și Duhul Sfânt în veci. Amin. Amin. Vă rog să vă așezați, cântă corul și se va face frângerea pâinii.
toate pentru a putea să ne împărtășim. Domnul să ne binecuvinteze, indiferent dacă venim din alte biserici sau din alte state, din alte țări chiar, și sunteți pregătiți, Domnul să ne binecuvinteze, putem să stăm la masa Domnului împreună. Rânduiala bisericii noastre este pentru tinerii care sunt botezați de Domnul cu Duhul Sfânt și care sunt mai mici de 15 ani să se abțină, pentru ca să crească mai mari, să înțeleagă mai bine această lucrare. Acum haideți să ne ridicăm cu toți în picioare. Prima dată ne împărtășim noi, slujitorii, și apoi toată biserica, Domnul să ne binecuvinteze. Domnul Iisus, în noaptea care a fost vândut, a luat o pâine, a dat-o ucenicilor, spunând: luați și mâncați, acesta este trupul meu care se frânge pentru voi și sângele meu care se frânge. Să faceți lucrul acesta spre pomenirea Domnului Iisus. Thank you.
Ungere, invităm corul de la, grupul de laudă să cânte o cântare și pe fondul acestei cântări vă așteptăm să veniți să ne rugăm împreună. Domnul este Cel care vindecă, nu vindecă oamenii, nu vindecă prorocii. Cuvântul Domnului în Ieremia 17 cu 14 spune așa: Vindecă-mă Tu, Doamne, și voi fi vindecat. Mântuiește-mă Tu și voi fi mântuit, căci Tu ești slava mea. Lăudați să fie Domnul! Deci dacă este cineva, în timp ce se fredonează, se cântă o cântare, vă așteptăm să facem și această lucrare și Domnul să ne binecuvinteze. Dacă nu este nimeni, o să mulțumim Domnului și pentru acest lucru și dăm slavă. Dar dacă sunt frați care doresc acest lucru, îi așteptăm și Domnul să ne binecuvinteze. Amin. Deci cu grupul de laudă se cântă o cântare și așteptăm frații să... Sora Gerasim, Domnul să pună mâna Lui peste ea în această zi și să o vindece. Domnul să lucreze în această familie și să fie o duminică, o zi a eliberării pentru această ființă.
Domnul să se atingă de ea cu toții. Vă rog să nu stați cu ochii deschiși și nu vă uitați că nu se întâmplă nimic omenesc. Dacă se întâmplă ceva, e din partea lui Dumnezeu și aceasta nu e o întâmplare, e o minune pe care Domnul o poate face. Chiar dacă nu ai îndrăznit să ieși, roagă-te acolo unde ești, că Domnul te poate vindeca. Lăudat să fie Domnul! Cu toții ne rugăm Domnului și în mod special pentru această soră. Amin. Deci dacă eu, Domnul și învățătorul vostru, v-am spălat picioarele și voi sunteți datori să vă spălați picioarele unii altora, pentru că eu v-am dat o pildă ca și voi să faceți cum am făcut eu. Adevărat, adevărat vă spun că robul nu este mai mare decât Domnul său, nici apostolul mai mare decât cel ce l-a trimis. Dacă știți aceste lucruri, ferice de voi, dacă le faceți. Amin. Împreună cu fratele Tavi vom mulțumi Domnului pentru slujba din această dimineață și apoi ne deplasăm dincolo în sala de mese unde este totul pregătit pentru spălarea picioarelor. Amin. Binecuvântăm numele Tău. Aleluia, 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 Doamne. Pentru prezența din această dimineață. Aleluia, aleluia, Doamne. De la ceasul al șaselea până la ceasul al nouălea s-a întunecat toată țara Ierusalim. Și pe la ceasul al nouălea ai mai strigat odată, Eli, Eli, lama sabachthani, Dumnezeul meu pentru ce m-ai părăsit. Și când ți-ai dat Duhul, perdeaua dinăuntru templului s-a rupt în două, ca noi astăzi să avem parte de împărăție, ca noi astăzi prin Fiul Lui care a murit și a înviat, aleluia, să intrăm pe porți în cetate și să-i binecuvântăm numele Lui. Îi mulțumim pentru această dimineață că te-ai apropiat de noi, stând la masă împreună cu tine. Ne-ai iertat păcatele, ne-ai vindecat bolele și numele nostru le-ai scris în cartea vieții. Binecuvântat să fie numele Tău! Eu cred că te-ai atins de fiecare suflet în parte.
și toți putem declara că Tu ești Tatăl nostru, Tu ești Părintele nostru, locuiești în gloria, ai înviat dintre cei morți și sângele Tău are valoare să ierte, să curățească, să mântuiască și să vindece. Lăudați să fie Domnul! Aleluia! Rămâi noi, rămâi în familiile noastre, rămâi bucuria noastră, Dumnezeu și Tatăl nostru, Managabio, Kenio, Naot, aleluia! Tu care asculți rugăciunile, Tu care dai izbândă și iertare, e Fiul lui Dumnezeu, mărească-i să numele Lui în veci de veci, glorie Duhului Sfânt, îți mulțumim pentru cântare, îți mulțumim pentru Evanghelie, îți mulțumim că Duhul Sfânt lucrează cu putere, fii cu noi la despărțire, Doamne, și această lucrare să o ducem la împlinire, la casele noastre și în continuare toți împreună să binecuvântăm numele Tău în veci, aleluia, amin. Haideți cu toții să rostim rugăciunea Tatăl nostru. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, căci a Ta este împărăția, puterea și slava în veci de veci. Amin.